România este într-un moment dificil din punct de vedere al răspândirii infecțiilor cu coronavirus și în ședința de guvern de aseară, împreună cu președintele României Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban, a propus adoptarea unor măsuri pentru limitarea răspândirii epidemiei în țara noastră. Sunt măsuri ferme, necesare, care să ne protejeze viața, să ne protejeze pe noi și pe cei dragi ai noștri. În acest context au fost decise noi reglementări privind desfășurarea unor activități în spații publice sau deschise sau închise, pe care îl invit pe domnul secretar de stat Raed Arafat să le prezinte. Bună ziua! Într-adevăr, ne aflăm într-o situație dificilă și unde este nevoie de implicarea noastră a tuturor. Deci aici deznodământul va depinde în următoarea perioadă de implicarea fiecăruia dintre noi și la nivel instituțional și la nivel individual. Fiecare persoană poate participa la limitarea răspândirii și la limitarea impactului acestui virus. Fiecare dintre noi, numai prin gesturi simple, poate să ajute și să fie parte din acest efort major care încercăm să-l facem, ca să limităm impactul virusului care cauzează boala COVID-19. Cum s-a zis, ieri au fost adoptate la guvern un proiect de hotărâre de guvern și un proiect de ordonanță de urgență a guvernului, bineînțeles, sub rezerva observațiilor care urmează să vină de la cele, dacă vor fi observații, dacă nu, atunci ele vor intra în vigoare începând cu ziua de luni. Și efectul lor va avea, cel puțin măsurile naționale care urmează să le enumăr, va avea o durată de implementare de 30 de zile. La finalul celor 30 de zile urmează să se facă o nouă evaluare și, bineînțeles, să fie adaptate măsurile în baza rezultatelor care le vom avea la evaluarea după 30 de zile. Astfel, măsurile care sunt propuse la nivel național sunt menite să reducă impactul răspândirii virusului. Și vorbim aici prima măsură și care este una dintre cele mai eficiente măsuri dacă este respectată, portul măștii generalizat în spațiile deschise, indiferent de incidență. Dacă până acum am avut portul măștii în spațiile deschise reglementat după incidențe de 1,5, de 3, cum, și în spațiile închise, bineînțeles, rămâne în vigoare obligativitatea, în spațiile deschise acum va fi generalizat indiferent de incidență. Înseamnă că oriunde suntem în spațiu deschis, trebuie să fim cu mască și să respectăm această regulă. Credeți-mă că asta este poate măsura care va duce cel mai mult la limitarea răspândirii virusului, dacă este respectată. Și sunt convins că va fi respectată, având în vedere că toată lumea știe deja în ce situație ne aflăm din punct de vedere al răspândirii virusului și vedem și în alte state, chiar dacă nu suntem în topul statelor, că și impact la acest moment, suntem chiar la 17-lea sau la 16-lea loc la acest moment, totuși se impun aceste măsuri. A doua măsură națională este închiderea magazinelor la ora 21. Menirea iarăși este limitarea mobilității și a contactului și reducerea riscului de răspândire. Sunt excepții totuși. Livrarea la domiciliu, cine asigură livrare la domiciliu, poate să rămână deschis, asigurând livrare la domiciliu. Farmacii și benzinării, care rămân deschise. Limitarea deplasărilor între orele 23 și 5. Și aici sunt excepții, dar poate lumea spune de ce între orele 23 și 5. Pentru că asta este intervalul în care tinerii cel mai mult se deplasează să se viziteze, petreceri, chiar inclusiv poate afara. Deci,
Sunt studii făcute și în alte state și care au arătat că există impact și aici ați văzut că sunt mai multe state care au luat măsuri de restricționare noapte a mobilității. Și aici va fi restricționarea între orele 23 și 5, cu excepții în baza unor documente justificative, fie titlu de călătorie, fie legitimație de serviciu, fie adeverință de la angajator sau declarație pe proprie răspundere care va fi pusă la dispoziția dumneavoastră, modelul ei, că să-l vedeți. Excepțiile includ deplasările în interes profesional, pentru asistență medicală ce nu poate fi amânată, pentru procurarea de medicamente, pentru îngrijire sau însoțire copil, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane bolnave sau în cazul unui deces survenit. Deplasarea în afara localității, ce poate să se suprapună cu perioada de 23-5. De exemplu, un avion care aterizează la 1 dimineața, trebuie să ajungi acasă, aici este justificat și singurul lucru care trebuie să-l arăți dacă este persoana întrebată este dovada călătoriei, ce este biletul de avion sau boarding pass-ul sau orice document care arată că, de fapt, ai ajuns la o oră târzie din afară. Asta e un exemplu care l-am dat. Interzicerea reuniunilor cu privilegiul petrecerilor, aniversărilor, sărbătorilor în spații deschise sau închise. Bine, aici nu vorbim de membrii unei familii care se întâlnesc între ei în casă, dar petreceri, sărbători, onomastici, etc., asta se interzic tot pentru reducerea contactului și limitarea mobilității. A mai fost introdusă o clarificare a ce înțelegem prin terasă. Ați observat, poate în ultima perioadă, cu temperaturile care au început să scadă, unele terase, chiar dacă ele sunt în afara spațiului închis al unui restaurant, au devenit și ele închise. Deci s-au pus sticlă, s-au pus diferite tipuri de pereți pentru a păstra căldura, dar ele devin spații închise. Astfel, definirea clară încât acela care se încadrează în definiția spațiilor închise din legea 349 din 2002. Este legea cu produsele de tutun. Există acolo o definiție foarte clară, nu trebuia să creăm o altă definiție. Un spațiu închis este cel care are un acoperiș și două lături. Indiferent dacă sunt permanente sau temporare. Deci orice spațiu care are astfel de descriere se tratează ca spațiu închis. Și atunci se aplică regula spațiilor închise din restaurante, după incidențe care rămân valabile. Capacitatea redusă, după incidență, dacă e între 1,5 la 1000 sau peste 3 la 1000, între 1,5 și 3 sau peste 3 la 1000, și atunci aceste spații nu pot fi tratate ca terase în spații deschise. Interzicerea funcționării piețelor, târgurilor, bâlciurilor, excepția fiind piețele agroalimentare în spații deschise, care rămân funcționale cu respectarea regulilor de distanțare, purtarea măștii și regulilor de igienă. Decalarea obligatorie a programului de muncă în cel puțin două grupe la interval de cel puțin o oră, urmând să se efectueze verificări din partea Ministerului Muncii. Aici, din nou, noi am mai zis că unde e posibil să se facă, acum chiar devine obligatorie acest lucru, unde angajații sunt peste 50 la număr. Sub 50 la număr, nu. Peste 50 la număr trebuie făcut acest lucru și, bineînțeles, asta înseamnă să reducem impactul asupra transportului public în comun și, din nou, asupra contactului între persoane și răspândirea virusului. A fost emis o ordonanță de urgență privind organizarea obligatorie a muncii la domiciliu sau telemuncă la activitățile unde este posibil acest lucru. Deci este obligatorie ca orice instituție publică sau privată
să facă analiză și orice activitate ce poate fi desfășurată prin telemuncă sau la domiciliu să se desfășoare în acest fel. Crearea posibilității că prin ordin al ministrului, tot prin ordonanța de urgență, că prin ordin al ministrului educației să poată dispune suspendarea activităților școlare care presupun prezența fizică și continuarea lor în sistem online. Creșele și after school-urile rămân deschise, chiar dacă în hotărârea CNSU propunerea a fost generală, în cadrul ședinței de guvern a fost discuția asupra acestei teme și a rămas că after school-ul și creșele rămân deschise. În rest, Ministrul Educației, în urma ieșirii ordonanței, va emite ordinul general de trecerea școlilor la învățământ sau la clase online. De ce a fost necesar acest lucru? Până acum am avut un mecanism, dar mecanismul era pentru școlile individuale, adică Consiliul de Administrație constată împreună cu DSP-ul, cu Inspectoratul Școlar, propun la Comitetul pentru Situații de Urgență, dar asta era pentru luarea unor decizii la nivel local. Acum, fiind o decizie generală de trecere la pregătire online, atunci este necesar să se ia o măsură națională și aici se creează mecanismul prin care Ministrul Educației poate, într-o bază legală, pe baza unei ordonanțe, să emită acest ordin și să treacă învățământul online. Totodată, ieri s-a aprobat ordonanța de urgență privind stocurile strategice, modificarea anexeilor și a echipamentelor care se achiziționează prin ONAC pentru stocurile strategice și prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. S-au adăugat următoarele tipuri de echipamente. Ventilatoare pentru ventilație non-invazivă. Ce înseamnă asta? Vorbim la acest moment, avem ventilatoare performante care pot să facă și ventilație invazivă, adică persoane entubate, sau non-invazivă pe baza de mască sau de cort, cum se spune, că să creștem capacitatea, există tipuri de ventilatoare care fac numai ventilație non-invazivă și cu asta nu mai trebuie să ocup un ventilator ultra-performant cu un pacient care are nevoie numai ventilație neinvazivă. Aici vorbim de 1500 de bucăți la această fază. Sisteme de livrare oxigenoterapie în flux mare. 1000 de bucăți. Concentratoare de oxigen, care ne permit să creștem capacitatea de oxigen în spitale, fie prin achiziție de concentratoare de oxigen individuale, care concentrează oxigenul din atmosferă și livrează pacientului, sau concentratoare mari, care pot fi conectate la mai multe paturi și să asigure oxigenarea pacienților într-un salon care nu avea oxigen. Vorbim aici de 3000 de concentratoare de oxigen individuale și 50 de mare capacitate în faza asta. Analizoare portabile pentru gaze sanguine și electroliți, 500. Și aici, acum avem unități mobile, modulare, care s-au înființat, le trebuie inclusiv aparatura pentru analiză, analize foarte importante pentru terapie intensivă, care analizează concentrația de oxigen, nu numai pulsoximetrul, și mult mai să zicem, profund pentru colegii de la terapie intensivă, sunt foarte importante. Presiunea parțială de oxigen, statusul electroliților, echilibrului acidobazic, nu într-un acestea amănunte, dar vreau să se înțeleagă că aceste analizoare sunt foarte importante pentru colegii și în loc să fugă cu analizele în spital și contextul epidemiologic care îngreunează acest lucru, să iau astfel de echipamente care să le folosească în astfel de unități. Aspiratoare portabile de secreții, 500 de bucăți. Teste rapide, antigen, care urmează să fie folosite conform indicațiilor care sunt în mod deosebit pentru persoanele simptomatice, 3 milioane de bucăți de teste. Măști chirurgicale, pentru că în stocurile strategice aveam doar măști FFP2, FFP3 și este necesar să includem și măștile chirurgicale pentru anumite categorii de personal din structurile noastre,
50 de milioane de bucăți, seringi, 10 milioane de bucăți și asta motivația lor este pregătirea pentru campania de vaccinare, oricând ea va fi, în cazul în care începem, bineînțeles, vaccinarea pentru SARS-CoV-2 și atunci o cantitate de seringi va trebui să fie disponibilă, pentru că posibil că aceste vaccinuri să nu vină cu doze unice, să vină multidoze și să trebuiască să tragi pentru fiecare pacient, să administrezi și să înlocuiești seringă și așa mai departe. Așa că ne pregătim că să nu ajungem să confruntăm o criză de achiziție pe seringi la momentul respectiv. Total, suma preconizată necesară pentru aceste cantități este de 67 de milioane de euro, dar bineînțeles, asta este doar o estimă și urmează să vedem care vor fi prețurile în urma negocierilor. A mai fost aprobată hotărârea de guvern pentru contribuția României la Coaliția pentru Inovarea Pregătirii Epidemiologice din cadrul Comisiei Europene pentru dezvoltarea și achiziția anticipată de vaccin anticovid. Este o tranșă din sumă care România participă cu alte state membre ale Uniunii Europene și este în valoare de 200.000 de euro care a fost aprobată ieri. Deci, ca să concluzionez, din nou insist că măsurile nu putem să le luăm unii singuri și să le aplicăm fără participarea tuturor. Și avem nevoie de dumneavoastră, de toți, să fiți alături de noi, în echipă, să putem implementa aceste măsuri în mod corect. Știu că vor fi poate comentarii, vor fi nemulțumiri, vor fi oameni care spun de ce ați luat măsura asta, de ce n-ați luat măsura asta. Trebuia să deja să implementăm astfel de măsuri la acest moment, ca să putem limita răspândirea și să nu ajungem într-o situație în care să fie prea târziu să facem acest lucru. Din nou, mulțumesc tuturor celor care înțeleg aceste măsuri și care sunt alături de noi și vă invit pe toți, nu ascultați știrile care poate că vor veni să vă spună că aceste lucruri nu sunt ok și nu trebuie să purtăm mască, nu lăsați urechile la campaniile împotriva purtării măștii, nu accesați sau dacă accesați site-urile care nu știți dacă știrea este corectă sau nu, accesați și alte site-uri să verificați dacă știrea este corectă sau nu. Deci e foarte important să vă verificați de unde luați informația din mai multe locuri, să vedeți dacă e corectă sau nu. Și vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări, orice întrebări în viitor. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule secretar de stat, Raed Arafat. Înainte de a răspunde la întrebări, aș vrea să mai adaug câteva lucruri la cele spuse de domnul Arafat. Doamnelor și domnilor, am intrat în această luptă încă de la începutul anului împreună, noi și dumneavoastră. Și doar împreună vom învinge această epidemie. Noi, autoritățile publice, guvernul condus de premierul Ludovic Orban, cu susținerea președintelui Klaus Iohannis, am făcut tot ceea ce este posibil în acest an pentru a proteja viețile și sănătatea românilor. Noi și dumneavoastră, marea majoritate a românilor, respectă, înțeleg regulile care le protejează viața lor și a celor dragi lor. Propaganda toxică, meschină, care a indus confuzie, haos și neîncredere într-o minoritate mică din populație, ne-a dus în situația de astăzi, în care trebuie să adoptăm măsuri mai ferme pentru protejarea vieții și sănătății românilor. Nu are legătură lupta noastră cu pandemia COVID, cu politica, cu campaniile electorale, cu alegerile. Chiar faptul că la începutul unei campanii electorale, guvernul, cu susținerea președintelui Klaus Iohannis, au adoptat aceste măsuri pentru protejarea vieții și sănătății românilor, arată că nu este vorba aici de niciun calcul politic. Viața românilor are prioritate. De aceea este important
ca toată propaganda mincinoasă, toxică a PSD-ului, care a indus confuzie, haos în populație, să înceteze. PSD-ul este un pericol pentru sănătatea și democrația din țara noastră. Prioritate are viața românilor în acest moment și suntem convinși că doar împreună vom învinge această pandemie. Vă rog, dacă aveți întrebări pentru domnul secretar de stat Raed Arafat, nu mai mult de două întrebări de fiecare. Domnule Arafat, de ce rămân în continuare deschise creșele și grădinițele? Deci a fost o discuție și aici. Schoolurile, mă iertați. Da, aici este pentru că este foarte greu la un anumit moment persoanele care muncesc să lase copiii undeva. Deci asta este. Acum, cu creșterea numărului celor care vor lucra de la domiciliu sau prin telemuncă, va scădea cel mai probabil utilizarea after school-urilor și creșelor. Dar asta a fost o discuție în cadrul guvernului și decizia a fost că ele să rămână deschise la acest moment pentru acest scop. Ca să fie foarte clar, în legătură cu activitatea teraselor, ele rămână deschise și funcționează la regulile pe care le știam până acum? Dacă sunt terase adevărate, adică în conformitate cu definiția care am zis-o, dacă deja au pus mai mult, adică au acoperiș două lături, deja sunt considerate spațiu închis. Și atunci respectă regulile spațiilor închise. Dacă sunt deschise în conformitate cu definiția respectivă, atunci merg pe regulile spațiilor deschise. Domnule și a teraselor deschise. Aș reveni puțin asupra prevederii care interzice reuniunea cu prilejul unor sărbători. V-aș întreba dacă ați gândit totuși un număr de persoane care trebuie să se regăsească într-o locuință, având în vedere că poate o familie primește în vizită alte rude, nași, nu, fiind și așa nu mai pentru departe. Că nu putem controla locuințele. Aici, din nou, a fost apel la parteneriat cu populația. Interzicerea este una generală, dar în locuință sfatul nostru este ca oamenii să respecte regulile. Chiar dacă ai invitat pe cineva la tine, și poate că apare ciudat ce spun, dar chiar dacă ai invitat pe cineva care nu stă la tine în vizită, vine cineva în vizită, să se poartă mască. Dar nu s-a pus o cifră, o limită de persoane aici. Petrecerile și aniversările și sărbătorile sunt interzise. Dacă cineva totuși riscă și vrea să facă ceva în interiorul domiciliului, atunci, pe răspunderea lui, face acest lucru. Noi nu putem să mergem să spunem că interzicem ceva în interiorul domiciliului. Nu avem astfel de legislație care să permită acest lucru. Tocmai asta vreau să vă întreb, dacă cineva pune muzica mai tare, iar vecinii cheamă poliția. Astea sunt alte aspecte. Și cheamă poliția, vine poliția, cum poate constată. Dacă există o poliția are baza legală că să dea amenzile pe tulburarea liniștii publice, iar cei care fac acest lucru trebuie să înțeleagă încă o dată. Și repet, cea mai bună soluție este să se lucreze împreună. Deci noi încercăm să impunem aceste măsuri, să le explicăm, să fie adoptate de populație fără să venim să le forțăm. Dar clar că dacă cineva vrea să riște și vrea să riște mai departe, unii vor face acest lucru. Acolo unde există baza legală pentru a lua măsuri, vor fi luate măsurile. Și vreau să vă mai întreb ce fel de declarație vom avea pentru, va trebui să avem pentru a ieși din casă după ora 23, dacă este vorba despre un tipizat, despre o declarație poate scrisă de mână, o putem scrisă prezenta de mână. Și electronic? Scrisă de mână, care spune clar că motivul deplasării și care este, bineînțeles, cu datele personale ale persoanei respective. Deci nu vom avea un formular pe care să-l descărcăm? Poate să fie și un formular, cine vrea să descarce un formular, deci merg amândouă soluții. Vă mulțumesc. Vorbeam despre munca de telemuncă, dar și de programul decalat. Spuneați că Ministerul Muncii va fi cel care se va ocupa de a fi respectată această măsură, de a anunța companiile și a să vadă dacă această măsură este aplicată. Voiam să vă întreb ce se va întâmpla în cazul acelor companii care nu vor aplica fie decalarea programului, fie telemunca acolo unde se poate. Deci, în primul rând, nu este vorba de companii numai. Este vorba și de instituțiile publice. Deci poate că instituțiile publice sunt dintre cele mai frecvente care au un număr mare de angajați și care trebuie să facă această decalare de program. Și aici acest lucru, bineînțeles, va fi obligatoriu la nivelul lor și va fi implementat. Ministerul Muncii va verifica, are posibilitate de a impune măsuri, dar încă o dată,
noi considerăm că companiile au responsabilitatea proprie să înțeleagă de ce facem acest lucru. Eu sper să nu ajungem în faza în care cineva să ne zică eu nu vreau să decalez programul că n-am chef. Dacă este o justificare foarte, foarte bine adusă pe tapet și asta poate să fie ceva foarte rar, că nu există pentru o oră decalare, cel puțin, nu cred că asta este o problemă. Asta se discută cu cei care vin să verifice de la Ministerul Muncii. Dar implementarea este obligatorie. Asta cred că este înțeles de toată lumea. După care verificarea va spune dacă s-a implementat, nu s-a implementat, măsuri are la îndemână Ministerul Muncii să ia în cazul în care nu se implementează. De asemenea, voiam să vă întreb dacă ați început acel recesământ al cadrelor medicale, să vedeți care sunt cadrele medicale pe care vă puteți baza în timpul pandemiei pentru vindecarea și tratarea persoanelor cu COVID-19, care sunt cadrele medicale care nu pot lucra din cauza problemelor de sănătate și în ce stadiu este? A fost o parte din date primită, o parte este așteptată. Există la acest moment, deci nu este un secret. Există un număr de medici care au apt condiționat, care nu pot lucra cu COVID din cauza acestui certificat care îl au și există unii care sunt pe bune în concediu medical și care urmează să se reintegreze în sistem după ce își revin, mai ales cei care sunt bolnavi de COVID. Deci vorbim de aproximativ 2500-2700 de persoane care sunt în aceste două categorii. Bună ziua, aveam să vă întreb dacă declarația totuși poate să fie prezentată pe telefon și dacă există... Trebuie semnată, da. Și dacă există totuși posibilitatea ca în cazul unei probleme, nu știu, ce ține de utilitatea în casă, spre exemplu, să vină un instalator. Nu? Asta este deplasare în scop profesional. Deci scop profesional. Da. Deci este permisă, instalatorul poate să vină, este deplasare în scop profesional, nu e nicio problemă. Și animalele de companie pot fi plimbate noaptea? Noi să zicem până la 10 să-i plimbăm, după ora, până la 11 chiar, dar între 11 și 5 poate că le convingem să nu ceară plimbare atunci. Și ultima întrebare, dacă permiteți, se mai mențin excepțiile de la portul măștii în cazul în care nu avem lângă noi persoane? N-am înțeles, vă rog. Se mențin excepțiile de la portul măștii, 2 metri, dacă stăm departe de ceilalți? Mulțumesc. Dacă cineva mănâncă sau asta, să normal că se menține, dar asta este o chestiune care numai dacă ești singur undeva și nu ești cu alte persoane. Normal nu o să spui la oameni să nu mănânce, să nu bea apă sau cei care au viciul fumatului, să-i oprești și posibilitatea să o facă afară. Deci, dar condițiile sunt foarte, foarte clare că nu pot să faci acest lucru cu alte persoane. Domnule secretar de stat, ce se întâmplă cu sălile de fitness, cu mall-urile și cu magazinele din mall-uri? Intră la acel articol cu ora 21? Da. Da. Deci, hai să o luăm. Deci, mall-urile sunt magazine. Magazinele se închid la 21. Deci, da, se închid la 21. Alte activități, oricum, nu se desfășoară, mai ales depinde de incidență, care este incidență. Activități gen cinematografe, teatre, tot, rămân pe incidențe, până la 1,5, de la 1,5 la 3 la mie și peste 3 la mie. Dar dacă, clar, la ora 23 nu mai este nimic decât pe baza excepțiilor ca și mișcare, asta înseamnă că oamenii trebuie să ajungă acasă înainte de 23 și cu siguranță nu vei putea să spui că eu mă duc la ora 24 pentru că eram la o activitate care n-are nimică cu excepțiile care sunt menționate în hotărârea de guvern. Cum vă așteptați să arate România din punctul de vedere al cazurilor de COVID-19 peste o săptămână, să spunem, având în vedere că au mai fost restricții, de exemplu în București, iar numărul s-a dublat? Cum vă așteptați să arate peste o săptămână? Deci la acest moment ne așteptăm să continue creșterea, deci eu nu pot să vă spun că mă aștept că o să scadă. Dar măsurile care s-au luat plus măsurile astea, sperăm că vor duce la o stabilizare și la începerea scăderii. La aceste măsuri pot fi adăugate alte măsuri în zonele care, bineînțeles, situația este mai gravă decât în altele și unde necesită măsuri suplimentare. Și asta nu s-au anulat, rămân valabile astfel de măsuri. Dar impactul măsurilor care le luăm acum, în urma discuțiilor și cu epidemiologii, pentru că a fost o discuție serioasă cu epidemiologii, două discuții, una chiar
la domnul prim-ministru cu o zi înaintea emiterii hotărârilor și insistența este că măsurile să fie pe minim 30 de zile, ca să poată să producă într-adevăr un impact și să putem să evaluăm impactul lor. Și de aceea nu sunt pe 14 zile, ci sunt pe 30 de zile, ca să fim siguri că avem ce evalua la 30 de zile, ca să fie două cicluri de 14 zile, cel puțin. Vă așteptați ca peste o lună cumva să-și facă efectul aceste măsuri? Efortul nostru cu toți poate că va duce într-adevăr la scăderea incidenței. Asta încă o dată o spun și cum am spus-o la început, efectul nostru cu toții, adică împreună putem într-adevăr, dacă implementăm aceste măsuri corect, să ajungem că peste o lună să vedem chiar și o scădere. În ceea ce privește restricțiile de circulație în timpul nopții, au fost luate în calcul anumite cifre, anumite anchete epidemiologice care poate au arătat că un anumit procent din populație s-a infectat în timpul acestor petreceri, în timpul întâlnirii? Pot să vă spun că avem astfel de cifre. Știm de analize făcute în alte țări pe tema asta, dar și care au fost clar unul din factorii care a dus la răspândire. Spania a avut astfel de analiză, dar discuția cu colegii epidemiologi foarte mult s-a concentrat pe două lucruri, limitarea contactului și limitarea mobilității. Și asta este intervalul care considerăm că mobilitatea nu e necesară decât pentru lucruri foarte precise și putem să o limităm fără impactarea activității economice în mod serios. Vedem după asta ce va fi la evaluare de peste o lună. Ultimele întrebări, vă rog. Bună ziua, tot cu privire la sălile de sport, vom folosi sau nu masca de protecție? Deci sunt reguli aici stabilite prin Ordinul Ministrului Sănătății și rămân valabile regulile care sunt stabilite acolo. Deci exact ce a zis Ministrul Sănătății, asta va fi, ordinul lui va fi aplicat. Este acolo spațiu închis, este spațiu care are reguli stabilite prin Ordinul Ministrului Sănătății și acest ordin se aplică mai departe, nu se anulat. O singură întrebare, dacă îmi permiteți, pentru că astăzi începe campania electorală pentru alegerile parlamentare. Mai sunt permise acțiunile cu 20 de persoane interior și 50 de persoane în exterior și, eventual, dacă mai au voie candidații să meargă din ușă în ușă? Au fost prevederi care s-au aplicat la alegerile locale. Deci, regulile care s-au stabilit pentru campanie au rămas valabile așa cum au fost stabilite. Deci nu s-a schimbat nimic pe regulile respective. Și dacă mai puteți permite o singură întrebare, piețele vor fi închise, mall-urile, supermarketurile nu. Care este logica? E mai puțin periculos să mergem la mall decât la piață? Aici, dacă intrăm în discuția asta, nu cred că plecăm de aici astăzi. Dar comportamentul și modul de interacțiune în piață este altfel decât în mall, în magazine individuale și unde regulile sunt mult mai controlabile din punct de vedere al măștii. Și acolo sunt limitări, se închide la ora 21. Și la piețele au rămas piețele în spațiu deschis. Nu intrăm în amănunte acum, dar putem explica și pot colegii epidemiologi să explice de ce astfel de măsură este importantă. La piețe este altfel, te duci, vrei să cumperi bani cash, nu se folosește cardul în piață. Sunt alte riscuri care sunt mai mari în piață, în spațiu închis. Și asta este motivul pentru care s-a decis la acest moment. Da, și unul dintre argumentele cele mai importante este că, dacă observați atent, toate măsurile au legătură cu activitățile desfășurate în spații închise sau deschise, acolo unde există riscul mai mare de infectare, pe cât posibil s-au reglementat activitățile în spații închise. De aceea, exact, piețele în spații deschise sunt în continuare cu posibilitatea de desfășurare a activității, pentru că, așa cum spunea domnul secretar de stat Raed Arafat, în spații închise, aglomerate, circulația virusului este mult mai accentuată și trebuie evitate astfel de activități. Plus, aici este și partea de protecție a personalului, a persoanelor care vând în piețele, care sunt de regulă și mai mult persoane în vârstă și persoane care vin ca să vândă anumite produse și contactul poate să ducă la infectarea lor. Și mai trebuie spus un lucru, în mare parte din țară, piețele agroalimentare sunt în spații deschise, deci impactul la nivelul acestor activități, tocmai pentru că sunt în spații deschise, există o circulație a aerului, riscul este mai redus, aceste activități vor continua.
Și spuneați despre o achiziție de seringi, ventilatoare și alte aparate. De ce nu folosiți stocurile din Unifarm? Știm că acolo există mai multe stocuri care pur și simplu au rămas blocate. Asta sunt altfel de ventilatoare decât care sunt acolo și nimeni n-a zis că nu vor fi folosite. Deci sunt două chestii diferite și complementare chiar. Dar acum acolo nu știu care este situația exact legală a echipamentelor de la Unifarm. Știu că urmează să fie rezolvată, dar chiar dacă se folosesc, nu este suficient și trebuie să venim și cu aceste cantități de echipamente care diferă, vorbim de echipamente diferite. Mulțumim, mulțumim domnule secretar de stat pentru prezentare. Voi continua cu prezentarea celorlalte acte normative adoptate în ședința de guvern. Înainte de aceasta, aș vrea să anunț că astăzi pe site-ul guvernului a fost publicat raportul la un an de guvernare al Guvernului Liberal condus de domnul prim-ministru Ludovic Orban, care arată un an de guvernare în condiții dificile, dar un an de guvernare în slujba românilor, de partea românilor, împotriva tuturor atacurilor și sabotajelor de care a avut parte acest guvern, pentru că nu s-a bucurat de o susținere parlamentară, dimpotrivă, activitatea Guvernului Liberal în aceste condiții dificile, spuneam, probabil cea mai grea perioadă din ultimii 30 de ani din România, a avut, din păcate, sabotaje și din partea unei majorități parlamentare ostile, controlată de PSD, care a făcut tot posibilul ca România în această perioadă să se beneficieze de tot arsenalul lor de instrumente de sabotare a acțiunii guvernamentale. La un an de guvernare, așadar, Guvernul Liberal, condus de premierul Ludovic Orban, a arătat românilor o guvernare serioasă, responsabilă și eficientă, care s-a văzut atât în plan sanitar pentru salvarea vieții românilor, cât și în plan economic pentru protejarea locurilor de muncă, pentru salvarea puterii de cumpărare a românilor în acest an, cât și în ceea ce privește marile proiecte de investiții pentru dezvoltarea României. Doar câteva cifre care ilustrează activitatea guvernului în acest an. În ceea ce privește capacitatea sistemului sanitar, așa cum spuneam, am început această luptă împreună, noi cu dumneavoastră, însă cu mâinile goale, pentru că stocurile de materiale sanitare și echipamente medicale erau zero la începutul acestei pandemii, ca urmare a lipsei de preocupare a guvernărilor PSD din anii precedenți și a trebuit într-un timp foarte scurt să facem față eforturilor de dotare a sistemului medical și sanitar, de creșterea capacității acestui sistem pentru a salva viețile și sănătatea românilor. Din acest punct de vedere, de la începutul pandemiei până în prezent, prin eforturile guvernamentale, capacitatea sistemului de terapie intensivă în ceea ce privește numărul de paturi și ventilatoare mecanice a crescut cu 73% și în prezent sunt disponibile peste 3200 de paturi la terapie intensivă. Sigur, nu ne dorim ca aceste paturi să fie folosite de români în perioada actuală. Ne dorim ca răspândirea infecțiilor cu coronavirus să scadă, să se stabilizeze, astfel încât cât mai puțin români să fie expuși acestui risc. Asociată crizei sanitare a fost criza economică provocată de această pandemie. Și în acest domeniu, guvernul a venit rapid cu soluții și măsuri pentru sprijinirea companiilor și a angajaților afectați de efectele economice negative ale pandemiei. Pachetul de măsuri economice inclus în Planul Național de Investiții și Relansare Economică Reclădim România are o alocare financiară care va însuma aproximativ 7% din PIB până la sfârșitul acestui an. Și deja 68 de miliarde de lei au fost sume injectate în economie în această perioadă, sub forma
unor garanții și ajutoare de stat în valoare de 30 de miliarde de lei, atât prin programul IMM Invest, care are deja garanții aprobate în valoare de peste 15 miliarde de lei pentru peste 21 de întreprinderi mici și mijlocii, cât și prin garanții de stat pentru companii mari, cu cifră de afaceri mai mare de 20 de milioane de lei, prin programul derulat de Exim Bank, care are o alocare bugetară de 8 miliarde de lei și alte forme de ajutoare de stat. De asemenea, tot în cadrul acestei sume sunt incluse facilitățile de care au beneficiat companiile și contribuabilii persoane fizice în această perioadă, care se ridică la aproximativ 16,5 miliarde de lei, reprezentând scutiri și amânări la obligații de plată în această perioadă, pe perioada stării de urgență și a stării de alertă, până la sfârșitul acestui an. Sunt bani care nu au fost solicitați companiilor și care au rămas la dispoziția companiilor într-o perioadă dificilă, când acestea aveau mai mare nevoie de lichidități pentru desfășurarea activităților economice. Tot în acest pachet de măsuri economice au fost incluse peste 7 miliarde de lei sume plătite în contul salariaților din România, care în altfel de condiții și-ar fi pierdut locul de muncă, sub forma indemnizației pentru șomaj tehnic, atât pentru salariații care și-au întrerupt activitatea, cât și pentru liberi profesioniști, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, care au primit în această perioadă o indemnizație de șomaj tehnic de până la 75% din salariul mediu brut pe economie, care însumează până în acest moment peste 7 miliarde de lei. Astfel, au fost salvate peste 1,4 milioane de locuri de muncă în condiții de criză fără precedent. Mai mult decât atât, prin aceste forme de sprijin, atât pentru companii cât și pentru angajați, a fost posibil ca chiar în perioada de criză, salariul mediu pe economie, salariul mediu net, să crească în această perioadă, astfel încât salariul mediu net pe economie a ajuns la 3.275 de lei în luna august, mai mare cu 7,6% decât în aceeași perioadă a anului trecut, în timpul guvernării PSD, care a irosit oportunitățile unei creșteri economice de care a beneficiat România. Guvernul liberal a dovedit astfel că atunci când ești într-un parteneriat cu companiile, cu mediul de afaceri, nu numai că acestea se comportă corect și responsabil față de obligațiile lor către stat, și acest lucru a fost dovedit prin creșterea încasărilor bugetare în această perioadă, în ultimele trei luni, încasările bugetare sunt mai mari decât în aceleași luni din anul trecut, ceea ce arată că chiar în condițiile în care au beneficiat de amânări și scutiri la obligațiile de plată, companiile au avut un comportament onest față de obligațiile lor către stat și și-au declarat obligațiile fiscale și și-au plătit aceste obligații. Chiar și în aceste condiții, măsurile sociale adoptate de guvernul liberal nu au lăsat în urmă pe nimeni în fața efectelor negative ale crizei economice și au fost adoptate măsuri de sprijin inclusiv pentru creșterea puterii de cumpărare și a veniturilor pentru pensionari și pentru părinții copii. Astfel, guvernul a majorat punctul de pensie în acest an cu 177 de lei, de la 1265 de lei la 1442 de lei, reprezentând cea mai mare creștere a punctului de pensie de când există sistemul public de pensii bazat pe acest sistem, respectiv din ultimii 20 de ani. Iar la capitolul infrastructură, niciun șantier nu a fost oprit în acest an și guvernul liberal a arătat modelul de dezvoltare economică care va putea duce la creșterea nivelului de trai pentru toți românii, respectiv creșterea investițiilor în dezvoltarea României.
În primele 10 luni ale anului, volumul investițiilor publice ale statului a fost de 35,4 miliarde de lei. Cea mai mare sumă cheltuită pentru investiții în 10 luni din ultimii 10 ani. Dar și mai important decât atât, la 10 luni, Guvernul Liberal a reușit să realizeze investiții în valoare mai mare decât în tot anul din 2016, 2017 sau 2018. De altfel, România, ca urmare a acestor măsuri, a ajuns în topul Uniunii Europene în ceea ce privește creșterea investițiilor în perioada de criză. România, de altfel, este țara cu cea mai mare alocare a sumelor pentru investiții în acest an din toată Uniunea Europeană. Astfel, ca urmare a deblocării șantierilor pentru proiectele de mare infrastructură, până la sfârșitul acestui an vor fi finalizați 315 km de autostrăzi și drumuri naționale. Am deblocat proiecte care au stat blocate mulți ani de zile în sertarele guvernărilor PSD. Am deblocat proiectul Sibiu-Pitești și pentru prima dată românii au văzut buldozere pe șantierul de la Sibiu-Boița. Am deblocat drumul expres Craiova-Pitești și în acest moment pe loturile în execuție deja avem un grad de realizare de peste 50%. Varianta ocolitoare a Bacăului, respectiv primii kilometri din autostrada Moldovei, vor fi finalizați în acest an și au fost aprobați la finanțare de către Comisia Europeană cu aproximativ 1 miliard de lei. Este pentru prima dată când autostrada Sibiu-Pitești primește finanțare de la Comisia Europeană în valoare de 875 de milioane de euro. Autostrada Moldovei, Nord-Sud, Ploiești, Buzău, Focșani, Pașcani-Siret are în acest moment toate contractele pentru proiect tehnic, pentru studiu de fezabilitate și proiect tehnic încheiate pe toate aceste tronsoane și urmează, începând din 2021, să fie lansate licitațiile pentru execuția acestora. Un an de guvernare liberală, un an de guvernare în slujba românilor, care a arătat o guvernare serioasă și eficientă, dar care ar fi putut să ducă România mult mai departe dacă acest guvern nu ar fi avut blocajele și sabotajele majorității PSD din Parlament. Situația epidemiologică, după cum spuneam, este una îngrijorătoare, dar nu trebuie să uităm că una dintre cauzele majore pentru care o minoritate, repet, o minoritate din populația României nu crede în pericolul COVID și nu respectă regulile sanitare este pentru că această minoritate a fost instigată de propaganda PSD la nerespectare, PSD împreună în cârdășie cu acoliților de la Avocatul Poporului sau de la Curtea Constituțională. COVID este un pericol pentru sănătatea românilor, la fel cum PSD este un pericol pentru democrația din România. În continuare, actele normative adoptate în ședința de guvern de aseară. În ceea ce privește măsurile de sprijin pentru companiile și angajații afectați de efectele pandemiei, a fost propus un proiect de ordonanță de urgență pentru prelungirea aplicării unor măsuri în acest domeniu, o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Muncii, care privește aplicarea măsurilor de sprijin pentru companiile și angajații afectați de pandemie, cu 6 luni până la 31 iunie 2021. Vorbim atât de indemnizația de șomaj tehnic, cât și de aplicarea programului flexibil de muncă. Practic, prin această ordonanță de urgență,
Măsurile de sprijin adoptate de guvern în perioada stării de alertă pot fi prelungite până la 31 iunie 2021 pentru domeniile unde există în continuare restricții privind desfășurarea activităților sau pentru companiile care solicită program flexibil de muncă pentru angajați ca urmare a evoluției economice. De asemenea, tot de la Ministerul Muncii a fost adoptată o ordonanță de urgență în primă lectură pentru introducerea semnăturii electronice în contractele de muncă. Este încă un pas în digitalizarea relațiilor dintre instituțiile statului și cetățeni, așa cum au fost numeroase astfel de măsuri în acest an care au accelerat procesul de digitalizare al României, pe de o parte ca urmare a restricțiilor impuse de pandemia COVID, pe de altă parte pentru a duce relația dintre instituțiile statului și cetățean acolo unde trebuia să fie de foarte mult timp, în domeniul online, digital, astfel încât interacțiunea cetățeanului cu instituțiile publice ale statului să fie mult mai ușoară și redusă, cât mai redusă. De asemenea, tot pentru continuarea unor măsuri sociale, a fost adoptat un memorandum pentru evitarea dezangajării fondurilor alocate prin programul operațional pentru ajutorarea persoanelor dezavantajate. Este vorba, practic, de alocarea unei sume de 40 de milioane de lei pentru acordarea tichetelor de masă pentru persoanele în vârstă de peste 75 de ani cu venit minim sau cu venituri mai mici decât pensia socială minimă pentru o perioadă de 4 luni în sumă de 180 de lei pe lună. Numărul beneficiarilor acestei măsuri este de aproximativ 290.000. Tot la capitolul fondurii europene alocate pentru intervenția în situațiile de criză a fost aprobat memorandumul pentru redeschiderea apelului în ceea ce privește acordarea stimulentului de risc pentru personalul din sănătate implicat în tratamentul pacienților cu COVID-19. Alte acte normative adoptate în ședința de guvern de ieri, proiect de ordonanță de urgență înaintat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru introducerea unei derogări de la legea vânzării terenurilor agricole adoptate în Parlament în acest an, care a dus la un blocaj în ceea ce privește actele de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole. Și prin această ordonanță de urgență se introduce o derogare până la 15 februarie 2021 pentru aplicarea prevederilor acestei legi pentru cererile de vânzare a terenurilor din extravilan înregistrate în această perioadă, deci până la 15 februarie 2021, la notar sau în diverse forme de antecontract a acestor terenuri. Cu alte cuvinte, contractele de vânzare, cumpărare, terenuri aflate în curs de finalizare până la 15 februarie 2021 sunt exceptate de la prevederile acestei legi, care, repet, a dus la un blocaj la nivelul notariatelor în ceea ce privește finalizarea acestor acte de vânzare, cumpărare a terenurilor din extravilan. De asemenea, a fost adoptată hotărârea de guvern pentru instituirea cadrului instituțional pentru exercițiul financiar 2021-2027. Este o hotărâre de guvern extrem de importantă pentru pregătirea României în vederea accesării fondurilor europene din cadrul financiar multianual 2021-2027. Știm, în urma negocierilor purtate de președintele României Klaus Iohannis împreună cu guvernul liberal, România are o alocare financiară record pentru următorii ani, în sumă de aproximativ 80 de miliarde de euro, atât în cadrul exercițiului financiar multianual 2021-2022, cât și prin facilitatea de recuperare și reziliență.
câteva proiecte în domeniul unor obiective de investiții importante la nivel local. A fost adoptat proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru extinderea infrastructurii portului Calafat. Un proiect important pentru județul Dolj, dar și pentru ceea ce înseamnă navigabilitatea Dunării și potențialul economic al Dunării. Prin acest proiect sunt avute în vedere investiții în valoare de aproximativ 70 de milioane de lei pentru o perioadă de 30 de luni prin programul operațional Infrastructură Mare. Sunt fonduri europene așadar care vor fi alocate pentru extinderea infrastructurii portului Calafat. Un alt obiectiv de investiții în Craiova este proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrările de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Tudor Vladimirescu, Colegiul Militar, în sumă de 144 de milioane de lei și asociat acestui obiectiv de investiții a fost adoptată o altă hotărâre de guvern pentru lucrări de intervenție la pavilioane și rețele de utilități în cazarma 807 Craiova, în valoare de 59 de milioane de lei. În fine, un proiect de hotărâre de guvern mult așteptat, care ne amintește de modul în care PSD a înțeles și a guvernat România atât timp cât a fost la guvernare. Vă amintiți cum un braț al Dunării a ajuns proprietate personală în administrarea liderilor politici PSD, conduși la acea vreme de Liviu Dragnea. În proprietatea personală, să spunem cu ghilimele de rigoare, toată țara a fost în acea perioadă gândită ca o feudă pentru baronii PSD. Evident, Liviu Dragnea, în Teleorman, și-a dorit o moșie pe măsura ambițiilor sale personale și a transferat insula Belina din domeniul public al statului în administrarea Consiliului Județean Teleorman pentru uzul personal. Prin proiectul de hotărâre de guvern adoptat în ședința de guvern de ieri, insula Belina revine în domeniul public al statului, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea apelor române. Este o reparație a unei monstruozități juridice realizate de PSD cu domeniul public al statului, în interesul personal al liderilor lor de moment. Acest fapt a fost corectat de Guvernul Liberal prin semnarea procesului verbal de predare-primire în luna mai a acestui an, urmat de această hotărâre de guvern care înscrie practic insula Belina în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. În fine, aș vrea să mai evidențiez un alt act normativ adoptat în ședința de guvern cu efecte în domeniul justiției. Este proiectul de hotărâre de guvern pentru modificarea modului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției. În vederea suplimentării personalului necesar de la unele instanțe specializate. A fost un obiectiv asumat în programul de guvernare al Partidului Național Liberal, asigurarea funcționalității instanțelor specializate, în special pentru completele care judecă achizițiile publice. Astfel a fost suplimentat personalul necesar cu un număr de aproximativ 200 de grefieri. Și un subiect foarte important, mai ales pentru
frații noștri din Republica Moldova. A fost aprobat memorandumul privind asistența financiară acordată de România Republicii Moldova. Prin acest memorandum, practic, se reia finanțarea pentru Republica Moldova. Până în prezent au fost alocate 32 de milioane de euro, iar ca urmare a adoptării acestui memorandum vor fi deblocate alte 68 de milioane de euro pentru proiecte de investiții finanțate de România în Republica Moldova, atât în domeniul energetic, cât și al transportului, ambulanțe, microbuze școlare. Este un proiect important, repet, pentru asistența financiară pe care o acordă România Republicii Moldova pentru a ajuta la creșterea nivelului de dezvoltare de peste Prut. Acestea sunt principalele acte normative adoptate în ședința de guvern de ieri. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumesc pentru atenție și multă sănătate tuturor românilor.